tine că să se și ne viaște. Care pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă-ți cei de sub Dumnezeu pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă-ți cei de sub Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru cinstita preoțime întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioasă mega noastră stareță, monachia Marina Stravăfura, împreună cu maicile, surorile, scălocașul acestea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne! Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecatul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește!
curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Mare Tatălui și Fiului și
întâi alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. De oameni Dumnezeu ești și Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Spirit of the Lord, 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 Lord,
slăvire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și puruia și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, Doamne, Moarte, miluiește-ne pe noi. Să luăm aminte, pace, să se silea să facă o spățmare și, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, dar, să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe,
dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai scup. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Fiindcă ne rugăm prea Sfințitul Episcopul nostru, Petroniu, pentru toți frații noștri și pentru Hristos. Împreună cu maicile, surorile, strunocașul acestea, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Monași, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții titorei Sfântului Dăcașului acestuia și pentru tot ce mai înainte a dormit părinții frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai Sfântului Dăcașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată învăstibirea, a cărei milă este nemăsurată și vie de oameni atârnii ajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu putremuri ca niște rogă vremii, cu minunii aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefacerile și le-ai revărsat asupra noastră, a robilor tăi. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcător te slăbim, le scântăm și te lăudăm. Și iarăși când înaintea ta mulțumim, rugând cu milință, nemăsurata și nespusă ta, milostivire, că vrei cum mai bine voi da primi până acum rugăciuni rogilor tăi. Și milostivirea în principalii se împlini cerurile.
așa și de acum te vrăjicește ascunzând în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune ale Domnului tale ne face. Împreună cu toți credincioșii tăi mântuiești de toate la întâmplare, dă-le lor pace și niște și nevrednicește pe toți totdeauna cu mulțumire aduce cele prea bune, a grăi și a cântat ție celui fără de ciudat tău, Părinte, pe Sfântului și Bunăria Bucătorului tău, Duh Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, de dătorul de bine, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine sfântă și tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă aici de față, așteptând de la tine mare și bogată minunat. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune, ca sub stăpânirea ta, totdeauna fi împărțiți, ție slavă să înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și puruia și în vecii vecilor. Oh.
Pentru care s-au adus ghi și adormit,
să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor. La întricoșătoarea judecată a lui Hristos,
să cerem. Tata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Iubite Lui Tatăl,
Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Sfertarea păcate Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Thank you.
iubita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie mile mare Dumnezeu Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. Și cu Duhul Tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Cel ce le-a primit pe desele spre Dulcele mai Hristos de cer și duhovnicestul său jertfelnic, pentru miros de bună miliază duhovnicească să ne trimite nouă Dumnezeiescu în har și darul Sfântului Dău să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tot necazul unia primește și nevoia apără, mântuiește, miluiește, ne plăsește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă-n pace, fără de păcat, cerem. Domnul de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Domnul și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Doamne! Să-și creștinezi vieții noastre, fără durere neavrântat în pace, și răspunzi bolna plicoșetoare, înricată lui Hristos, să cerem. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Pace! Acum și pururea și în vecii.
Doamne, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce vezi podoaba casei Tale. Tu pe aceștia vrămărește cu dumnezească puterea Ta și nu s-a trăi cei ce rădrăvi mândru Tine. Păce lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună și dar de săvârșită și este, pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, știe slavă și mulțumire și închinăciunea Tău Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului binecuvântat, de acum și
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghia am săvârșit, ale sfântului slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul acestui sfânt locaș, ale sfinților și dreptilor dumnezeiștilor, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.